Saudade. Într-o toamnă am cunoscut o pizzeria Evora. Vorba vine, am stat atât de aproape de ea că aș fi putut-o atinge cu degetul. Ceea ce nu aș fi făcut, că o adoram și unii din idolii, nu vreau să știu bine ce sunt făcuți. Am fost cazată la hotelul unde lucram, venită în Brașov pentru unul dintre ultimele ei concerte. În vremea aia o iubeam tare. Ascultam pe repeat, îi spuneam Romy Capuceanu a noastră. 3 zile cât a stat cazată, am privit-o, siderată de cum reușea să se învăluie în tăcere ca într-o altă piele. Îmi părea că fără cea din urmă s-a risipit ca un fum. Printre cei cu care venisem, staful ei, cei din orchestră, organizatori, părea o mică statuie de marmură neagră, împătită de vrăbi. Cu câteva ore înainte de concert, a coborât un lobby, s-a așezat pe un fotoliu și a început să fumeze. Iradiat de multă tăcere, încât paligarzii nici nu mai aveau ce păzi. Se făcuse un anfiteatru de liniște în jurul ei. Cineva a întrerupt pentru o clipă starea de timp care stă în loc. A trecut pe aproape și a oferit un covrig. L-a refuzat cu liniște și a spus, privind la haina lui, frumoși nasturi. Apoi s-a întors la lumea ei dintre lumi și a fumat mai departe. Niciodată nu am văzut pe cineva care doar privește. Nu fără zâmbet, nu fără revoltă, nu fără viață, nu senin. Parcă dincolo de toate astea. Era deja bolnav. În mai puțin de un an, pleca. A terminat pachetul de țigări și s-a dus la concert, cu noi, suși după ea. Singurul zâmbet pe care l-am detectat în timpul spectacolului, eram toată numai antene și satelit și proști deschise. A fost când ne-a invitat să încercăm să privim cu bucurie viața. Ce mai fi și asta? Pachetul cu ele de țigări, lăsat pe măsuță, a stat la mine într-un rap de mobilă și de suflet, până când, la unitare, s-a pierdut. Saudade, essa terra sem inclar. Saudade, 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 essa terra sem inclar. Saudade, 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 essa terra sem inclar.